Se zice că drumul care este presurat cu flori nu duce niciodată la glorie. Iată, în această sărbătoare vreau să veniți cu un mesaj pentru maestru Nicolae Bădugros și vreau să-mi spuneți, în momentul în care, la început, știm de fapt că începuturile niciodată nu au fost și nu sunt ușoare, v-ați imaginat că omul drag pe care l-ați ales să mergeți în drumul vieții să cunoască celebritatea la acest nivel? L-au zis Sfânta lui Nicolae, soțul, vreau să-i doresc multe, multe sănătate și să-i mulțumesc Domnului că l-a dus înapoi la lăutare și este alături de toată lumea, de noi, de toți care ne-am rugat aceste 3 săptămâni pentru dumnealui și îi dorim mult sănătate, activitate și să-și iubească familia pe Cristi, pe Cornel și pe toți lăutarii care este viața lui de toate zilele. Și îi mulțumim Domnului pentru puterea ce a făcut-o și i-a dăruit viața lui Nicolae. La mulți ani, dragul meu, să trăiești mulți, mulți ani și multă activitate. Și-mi pare rău că nu sunt bărbatul tău. El îmi zice ce să fac dacă ochii tăi îmi plac. Te privesc și-mi pare rău că nu sunt bărbatul tău. Mai bine ca te-ți de treabă și găsește-ți o vadană, că eu nu-s ca celelalte și mi-e frică de păcate. Decât să fiu povestită, mai bine să fiu iubită.